Steaua, un nume similar cu performanțe românești când vine vorba de majoritatea sporturilor. De la rugby, la basket, gimnastică și cel mai important, pentru performanțele din fotbal. Din păcate, pentru lumea fotbalului românesc, în anul 2014, echipa patronată de Gigi Becali, care purta numele de Steaua la acea perioadă, și-a pierdut acest drept în urma unor acuzații de furt a numelui și a siglei din partea fostului club părinte CSA Steaua. Echipa lui Gigi Becali fiind forțată să își schimbe denumirea în Fotbal Club FCSB. De atunci a început un adevărat război între fanii echipei armatei și fanii FCSB. Înainte de a continua cu acest episod, vreau să menționez faptul că acest clip are ca scop informarea despre acest conflict, în care vă voi prezenta fapte și nu îmi voi spune părerea subiectivă despre această problemă. Deci, fără alte adăugiri, nu uitați să vă abonați și să lăsați un like. Să continuăm. În 1947, Asociația Sportivă Armatei București a fost înființată la inițiativa multor ofițeri ai Casei Regale a României. Înființarea a avut loc în urma unui decret semnat de generalul Mihail Lascăr, înalt comandant al Armatei Regale Române. S-a format ca o societate sportivă cu 7 secții inițiale, inclusiv fotbal, antrenat de Coloman Brown Bogdan. ASA a fost redenumit ca CSCA, Clubul Sportiv Central al Armatei, în 1948, și CCA, Casa Centrală a Armatei, în 1950. În 1949, CSCA a câștigat primul său trofeu Cupa României, învingând CSU Cluj cu 2-1 în finală. Sub numele de CCA, clubul a reușit să câștige 3 titluri la rând, în 1951, 1952 și 1953, împreună cu prima sa dublă Campionat Cupă în 1951. La sfârșitul anului 1961, CCA și-a schimbat denumirea din nou în CSA Steaua București, Clubul Sportiv al Armatei Steaua. Noul nume al clubului a fost adoptat datorită prezenței unei stele roșii, un simbol al majorității cluburilor armatei din Europa de Est. A urmat o perioadă săracă de aproape 2 decenii în care clubul a reușit să obțină doar 3 campionate. În schimb, echipa a câștigat 9 cupe, fapt pentru care a primit porecla de specialiștii cupei. Tot în această perioadă, pe 9 aprilie 1974, terenul stelei, stadionul Ghencea, a fost inaugurat cu un meci amical împotriva FK Belgrad. Sub conducerea antrenorilor Emeric Ienei și Angel Iordănescu, Steaua a avut un parcurs impresionat în sezonul 1984-1985, câștigând campionatul după o pauză de 6 ani. Ulterior, Steaua a ajuns primul club din România care a ajuns într-o finală a Cupei Campionilor Europeni, pe care a câștigat-o în cele din urmă împotriva Barcelonei la penaltiuri cu scorul de 2-0 datorită portarului Helmut Ducadam, salvând toate cele 4 penaltiuri executate de spanioli. Steaua a devenit așadar prima echipă din Europa de Est care a revendicat titlul de campioni Europei. O supercupă europeană suplimentară a fost câștigată în 1987 împotriva lui Dinamo Kiev. Steaua a rămas în fruntea fotbalului european pentru restul deceniului, reușind încă o semifinală a Cupei Campionilor în 1987-1988 și încă o finală în 1989, pe care a pierdut-o cu 4-0 în fața AC Milanului. Mai mult, din iunie 1986 până în septembrie 1989, Steaua a înregistrat 104 meciuri fără înfrângere în campionat, stabilind un record mondial la acea vreme și unul european care rămâne încă în picioare. Revoluția română din 1989 a condus țara către o piață liberă și ulterior, mai mulți jucători ai echipei din anii 1980 au plecat la alte cluburi din vest. După o scurtă perioadă de recul, a urmat o recuperare rapidă, iar Steaua a reușit o serie de 6 campionate consecutive între 1992-1993 și 1997-1998 pentru a egala performanța din anii 1920 a echipei Chinezul Timișoara și de asemenea alte 3 cupe în 1995, 1996 și 1998. La nivel internațional, clubul a reușit de asemenea să ajungă în faza grupelor Ligii Campionilor,
3 ani la rând între 1994-1995 și 1996-1997. În 1998, secția de fotbal s-a separat de CSEA Steaua și a primit în concesiune pe 20 de ani denumirea de Steaua, luând numele de FC Steaua București, clubul fiind condus de către omul de afaceri Viorel Păunescu. În acea perioadă, clubul a intrat rapid în datorii, iar lui George Becali, alt afacerist, i-a fost oferită funcția de vicepreședinte cu speranța că va investi îndeajuns de mulți bani în club. Becali a investit majorările de capital, făcând ca el să dețină majoritatea acțiunilor în 2002, transformând compania guvernantă în una publică în 2003. Un scurt moment de publicitate vreau să fac și eu și să vă aduc la cunoștință că de azi înainte puteți să susțineți canalul și din punct de vedere financiar. Pentru voi, prețul de început este de 2 lei, la care primiți rank-ul de Ultras și veți beneficia de emojiuri Caterinca plus o insignă cu care vă puteți arăta susținerea. Bineînțeles, aveți acces înaintea tuturor la toate videoclipurile mele, plus putem să vorbim și să ne cunoaștem mai bine pe Instagram. De la 6 lei pe lună deveniți titular, adică deja sunteți un important susținător al canalului. Pe lângă beneficiile menționate mai sus, veți lua parte la meciuri de FIFA cu mine pe care le vom juca pe live săptămânal. După ce deveniți titulari, vom discuta mai multe în privat despre ceea ce privește live-urile. Bun, și acum cel mai mare rang posibil este cel de legendă, care costă 8 lei. Deja gata, acum suntem la băieții mari, cei care vor fi legende nu doar că vor beneficia de toate cele de mai sus, în plus vor alege câte un clip pe care și-l doresc despre un jucător preferat, echipă sau orice și vor fi trecuți la credite în descriere. Da, cam asta am de oferit. Nu e mult, dar sper că vor fi măcar câțiva dintre voi care să dorească să mă ajute să duc canalul acesta la următorul nivel. Acum să ne întoarcem la conflictul dintre FCSB și CSEA. Deși contestat de către o parte a suporterilor, Becali a introdus diverse planuri manageriale pentru club. Sub conducerea fostei glorii italiene Walter Zenga, Steaua s-a calificat în grupele Cupei UEFA în sezonul 2004-2005, Zenga calificând o echipă românească în primăvara europeană pentru prima oară după 1993, când tot Steaua a ajuns în sferturile de finală ale Cupei Cupelor. Steaua a și câștigat titlul în 2005, performanță repetată în sezonul următor, sub conducerea succesivă a antrenorilor Oleg Protasov, iulie-decembrie, și Cosmin Olărăiu, ianuarie-mai. În sezonul 2005-2006, Steaua a reușit să ajungă în semifinalele Cupei UEFA, fiind eliminată la limită de Middlesbrough după ce trecuse de rapid într-un sfert de finală All-Romanian. Steaua a câștigat Supercupa României în iulie 2006, trofeul cu numărul 52 din istoria clubului. De asemenea, în sezonul 2006-2007, Steaua s-a calificat în grupele Ligii Campionilor pentru prima dată după 10 ani, performanță repetată și în cele două sezoane următoare. În perioada 2006-2011 s-au investit în transferuri 45 de milioane de euro. În 2013, Steaua a câștigat primul titlu după 7 ani, cel de-al 24-lea din istorie, și s-a calificat în faza grupelor Ligii Campionilor. A reușit să câștige campionatul și în următorii 2 ani. În plus, echipa patronată de Becali a avut rezultate incredibile în Europa League, precum meciurile cu Chelsea sau Ajax, reușind să aducă în România bani importanți din calificările europene. În decembrie 2014, în urma acțiunilor în justiție din partea fostului club părinte CSEA Steaua, clubul susținut de Becali și-a pierdut dreptul de a utiliza marca Steaua, utilizarea acesteia fiind niciodată aprobată de CSEA Steaua București. Clubul care a acționat ca Steaua de-a lungul acestui timp a fost convocat să-și schimbe numele și sigla. În prezent, acesta este numit oficial SCFCFCSB SA și continuă să joace în Liga 1. Un alt proces în curs a fost inițiat de CSEA Steaua, susținând că FCFCSB trebuie să plătească aproape 37 de milioane de euro ca despăgubire după faptul că a fost folosit în mod ilegal marca Steaua din 2003. În iulie 2019 a fost pronunțată hotărârea în favoarea CSEA Steaua, care poate fi atacată. Potrivit comentariilor făcute de Constantin Dănilescu, fost angajat al Stelei care a lucrat pentru club până în 1999, în timpul separării din 1998, CSEA Steaua nu a renunțat la dreptul de proprietate asupra numelui, onorurilor sau a mărcii echipei, așa cum se credea până în 2017. Clubul a permis doar organizația non-profit care a colaborat pentru a utiliza aceste elemente, dar organizația non-profit nu a avut niciodată dreptul de a le vinde, punând la îndoială afirmația
informațiile conform cărora FCSB deține titlurile câștigate înainte de preluarea de către George Becali. După procesele cu armata, FCSB trece printr-o fază foarte grea, nereușind să câștige campionatul din sezonul 2014-2015. După recuperarea legală a brandului, CSA Steaua București a cumpărat clubul de fotbal AS Regal Sport Club Ferdinand contra sumei de 60.000 de euro și a intrat în sezonul 2017-2018 a Ligii a 4-a. Finanțată de Primăria Sectorului 5, Ministerul Apărării Naționale, precum și de fanii echipei, obiectivul acestora este de a promova în fiecare an în Liga Superioară, până ajung în Liga 1, o cronologie care trebuia să coincidă cu deschiderea noului stadion Ghencea. În aprilie 2018, Steaua București a jucat un meci de Liga acasă împotriva AS Academica Rapid, principalul club stabilit de susținătorii vechiului FC Rapid București, care în prezent evoluează în Liga 1. Datorită profilului ridicat al echipelor, meciul a fost mutat pe Arena Națională și a tras un număr de 36.277 de spectatori, stabilind un record național pentru ligile inferioare. Rapid a câștigat cu 3-1 pentru a-și consolida poziția în fruntea clasamentului, cu Steaua la 5 puncte în urmă pe locul al doilea. Echipa a ajuns în play-off-urile de promovare în primele două sezoane, dar a pierdut de fiecare dată. Steaua a obținut în cele din urmă promovarea la sfârșitul sezonului 2019-2020. După un sezon dominant în Liga a 3-a, Steaua s-a calificat în barajele de promovare, trecând de Mostiștea Ulmu 4-0 la general și CSA Fumați 4-1 la general, Steaua promovând în Liga a 2-a. În prezent, Steaua este foarte aproape de promovarea în Liga 1, însă datorită faptului că Armata conduce clubul, dreptul lor de promovare este nul. Posibilitatea însă ca în sezonul următor să avem o situație similară cu cea din acest sezon cu cele două Craiove în Liga 1 este foarte mare. Sincer, îmi doresc din suflet ca acest conflict să-și găsească la un moment dat sfârșitul, dar probabil că acest lucru se va întâmpla doar în situația în care patronul Gigi Becali va renunța la FCSB. Și cu această notă, mai mult sau mai puțin pesimistă, voi încheia acest clip. Sper că v-a plăcut și nu uitați să lăsați un like și să vă abonați. Până data viitoare, pentru voi, eu am fost Leo, v-am pupat, ceau!